Salut, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem primul storytime pe acest canal și, bineînțeles, vă voi spune despre ce este vorba. Înainte să începem acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și share și, desigur, să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez. Și, bineînțeles, să turtiți clopotelul ăla ca să primiți notificări. Haideți să începem! Bă, nu știu cum să spun, dar ieri eu voiam ca să mă duc în parc. Să aștept o fată. Iar apoi după aia, când să mă suni, mi-a spus că trebuie să vin la ea, la niște băncuțe. Bineînțeles, cei care sunteți din Bârlad știți pe unde sunt băncuțele, pe la patiserie, adică pe la ăsta, pe lângă Elite, ca să zic așa. Ei, bun. I-am spus că am să vin. Eu mă pregăteam să plec din parc și, bineînțeles, când voiam ca să plec, m-a strigat un copilaș, ca să zic așa, băiatule, băiatule, iar apoi după aia m-am întors. Și când să văd eu, m-a întrebat pe mine, dar ți-ai pierdut un telefon, este al tău? I-am spus că nu. Nu este al meu, habar n-am, eu nici n-am știut că... Și a pierdut cineva telefonul. Bineînțeles, n-aveam de unde să știu dacă nu mi-a arătat băiețelul ăla. Nu reacționam, nu făceam nimic. Dar bineînțeles, am mers la el. M-am uitat ce telefon este și când am văzut că ăla era telefon performant, era un Huawei P20 Black. Cred că era și de 128 de giga. Bineînțeles, n-am apucat ca să mă uit la el. Am văzut că este codat, bineînțeles, nu m-am pus ca să-i dezactivez telefonul sau altceva sau să-i fac pe prostie. Nu este telefonul meu, nu umblu la el, nu era telefonul meu, așa că cel mai mult am așteptat vreo 20 de minute cu telefonul ca să mă sune acel om. Bineînțeles, copilul o găsit și 5 lei pe jos, dar na. Eu l-am pus cu telefonul, adică am așteptat pe proprietar ca să mă sune. Bineînțeles că dacă nu mă suna în seara aia, era, cred că era 10 fără 20, 10 fără 10, cam așa, aseară, când l-am găsit. Și bineînțeles, dacă nu reușea să mă sune, eu următoarea zi mă puneam să-l duc la poliție, ceea ce că... Este mult mai bine să procedezi așa decât să furi un telefon, adică pana mea. Nu prea mi se pare mie a fi corect să umblu pe telefonul pe banii munciți la alte persoane. Bineînțeles, nu erau banii mei, nu era telefonul meu, deci nu era munca mea. Eu am așteptat până la urmă să mă sune. După 10-20 de minute, cam așa, m-a sunat proprietarul. Și bineînțeles, eu i-am răspuns, pentru că era și normal, trebuia să-i răspund obligat. Eu i-am spus, bună ziua, v-ați pierdut un telefon pe lângă parc acolo și bineînțeles, omul a spus pe unde era telefonul, pe unde l-ați găsit. Iar apoi după aia, omul mi-a mulțumit și bineînțeles, m-am bucurat foarte mult de el. El a venit, cred că, viteză mare cu bicicleta. M-a sunat, cred că de la Vodafone, da, cred că de la Vodafone m-a sunat, au avut și e-mail-ul pus pe ecran, era codat tot, au avut și numărul de telefon pe ecran, ceea ce că dacă știam că ăla era numărul de telefon, imediat îl suna pe telefonul meu. Și da, eu am așteptat frumos, după ce am terminat să vorbesc cu omul, a venit cu bicicleta, mă bâlbâia iurea, a venit cu bicicleta și bineînțeles omul a fost foarte mulțumit pentru fapta asta pe care i-am făcut-o și bineînțeles, dar și eu m-am bucurat pentru gestul pe care el l-am făcut. Dar oricum, cel mai frumos este că dacă o persoană și-ar pierde telefonul și dacă... voi îl ați găsi, cel mai frumos este să îl dați înapoi, pentru că nu se știe dacă vă pierdeți voi un lucru de valoare și apoi după aia acea persoană nu vi-l dă înapoi. Așa că
nu v-ar conveni dacă v-ați pierde voi un telefon sau altceva, nu știu, zic un portofel cu bani, na, ca să zic așa. Nu, deci cel mai corect ar fi ca dacă este și un lucru de valoare, un lanț, portofel cu bani, sau în cel mai rău caz cum s-a întâmplat cu Huawei P20, cel mai bine e să îl dați înapoi ori să îl duceți la poliție. Imediat o să aibă grijă poliția ce o să facă. Bineînțeles, v-am spus, au fost și de față și niște femei când am vorbit cu proprietarul la telefon și ele s-au bucurat. Am vorbit de față cu ele și da. Eu i-am dat telefonul, eu mi-am văzut de treaba mea, omul o da salut cu mine. Și restul nimic. Eu după ce am terminat cu toate chestiile pe care le-am terminat, bineînțeles copilul, eu încă n-am vorbit cu acel băiețel ca să îi zic că omul și-a recuperat telefonul, dar eu oricum, dacă în caz mă întâlnesc astăzi cu el, eu am să îi spun. Și bineînțeles, dacă în caz de se uită proprietarul telefonului, eu îl salut și îi spun să aibă mult mai mare grijă de lucrurile sale, pentru că este foarte important să ai mare grijă de, mai ales de telefon. Da, eu mi-am continuat drumul, eu am plecat până la urmă la prietena mea și restul am mai stat cu ea și, bineînțeles, după ce am mai stat, am mai băut o ciocolată caldă, restul m-am dus acasă. Și, da, deci, haideți să vă spun că ar trebui ca întotdeauna, dacă găsiți un lucru, să îl dați înapoi. Asta ar fi recomandarea mea, pentru că nimeni nu știe dacă se va întâmpla chestia asta și se întoarce înapoi. Deci...